Inima rănită, episoadele 1, 2 și 3. Feric este moștenitorul unei familii înstărite din Atakaya, iar prietenul său din copilărie pe care îl consideră fratele lui este Yaman, fiul unui fermier. Ferit urmează să se căsătorească cu Hande, care provine și ea dintr-o familie bogată, dar înainte cu 3 zile de nunta lor, Ferit îl vede pe Yaman și pe Hande sărutându-se. Ferit este dezamăgit de trădarea iubitei și a prietenului său, cel mai bun și furios. Își pregătește valiza și pleacă la Istanbul. Yaman pleacă în grabă după Ferit. Ferit oprește mașina și are loc o ceartă aprică între cei doi prieteni. Ferit îl reproșează lui Yaman că nu i-a spus niciodată adevărul, iar Yaman îi spune că el o iubește pe Hande mai mult și o merită mai mult decât el. Azade, mama lui Ferit, este o persoană dominantă care își ține sub control familia și care își dorește cel mai mult căsătoria lui Hande cu Ferit. Azade consideră că Hande îi seamănă mult, fiind o fire puternică ca ea și este mireasa perfectă pentru familia lor. Azade continuă pregătirile de nuntă crezând că Ferit și Hande se vor împăca. Hande nu îi spune ce s-a întâmplat între ei, doar că a fost o mică neînțelegere. Ea speră că îl va convinge pe Ferit că Yaman a sărutat-o cu forța și că va trebui să se împace. Ferit merge la Istanbul, unde, din întâmplare, întâlnește o fată pe nume Aise, iar mai târziu află că ea este chelneriță la cafenea din apropierea hotelului unde stă el. Amândoi au o discuție plăcută, iar el află că Aise este orfană și stă în chirie într-un micuț apartament. A doua zi el îi propune să meargă cu el în Atakaya și să se căsătorească cu el. Bineînțeles că să fie o căsătorie falsă, iar după 6 luni se vor despărți și fiecare va merge pe drumul său. În schimb, el îi va da bani pentru a-și deschide cafeneaua la care ea visa. Aise refuză la început, dar fiind constrânsă de o situație care apare pe neașteptate, până la urmă îi acceptă propunerea. Ferit sună pe Hade și îi spune că nu se vor căsători cu ea niciodată, dar ea nu vrea să creadă și continuă pregătirile de nuntă. Azade îl trimite pe Sinan la Istanbul după Ferit. Ferit îi spune că nu se întoarce acasă și că va anula nunta și îi povestește că Hade l-a înșelat, dar îi spune cu cine că nu îi va spune cu cine. Hande apare prezent împreună cu Aise, care este și ea îmbrăcată în rochie de mireasă.